Hei, salut, eu sunt Masicu și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să ne uităm la un videoclip unde un rus încearcă să evadeze dintr-o cameră unde este închis din cauza că și-a omorât sora în vârstă de 21 de ani și acest criminal aici, vreau să vă spun că este un criminal foarte periculos și în același timp foarte înfricoșător, adică dacă sunteți slab de inimă, v-aș recomanda să nu vă uitați la acest videoclip, așa că haideți să trecem să vedem ce ne așteaptă. Let's go! So, așa arată tipul care și-a omorât sora în vârstă de 21 de ani, care locuia cu el în apartament. Așa arată, uitați mai cum arată. Acum îl întreabă dacă regretă. Ne, spune nu. Cum să nu regreți că ți-a omorât sora, oricum e bună psihic, cred. Uitați mai cum arată, ce urât arată. Bravo. Și a spus că și-a omorât sora din cauza că a vrut să o scape de demoni. Nu știu de ce, ce demoni. Nu știu, o fi luat droguri sau nu știu. Oricum, tipul e foarte bolnav psihic, nu știu. Dar vreau să vă spun că e foarte horror și acum o să vedem cum încearcă să evadeze din camera care stătea acolo. Ia uitați, acum încearcă să evadeze. Stai mai ce față are, mamă, și ce rând pe față are sau nu știu ce să alea. Și pe gât, nu știu ce are pe gât. Yo! This practice is rarely seen today outside of Russia to prevent dangerous criminals from attacking. Or possibly even bro, cum să ieși de pe acolo? Which is exactly what Grazer's planning to do. Nu ai șansă să ieși pe acolo. Nu ai nicio șansă. Uitați numai cum încearcă să scape. Acum vorbește cu el ca să-l calmeze puțin. Oh, bro! Evadează tipul ăsta. Ia uitați numai cum, gen, cum se duc plăcile alea de sus, gen. Ok, acum îi dă cu bastonul. Yo, bro, nu-l mai prinzi, sută mie. Mamă, nu pot să cred cum a evadat. Pur și simplu n-avea cătușe și a profitat de chestia asta. Nu-l mai scoți acolo, ia toată. Mamă, tot tavanul e stricat, pur și simplu. Bro, să nu se curenteze ceva de pe acolo. Ok, îl ține de picioare. Perfect. Sper să nu scape. Ia uitați, tipa asta ce face? Chiar a apăsat pe un buton, nu știu, să aduc... Se vină jandarmii, eu, tipul ăla... E dezbrăcat deja, de pantaloni. Mamă, cum se ține, câte putere are, uitați numai... Sunt doi polițiști care îl ține de picioare, să nu iasă. Adu ceva, să nu iasă de acolo. Tipa asta tot încearcă să facă ceva, dar nu... Chiar a venit altul acum. A mai venit unul. Ok, mamă, deci acum îl electrocutează cu electroșoc, mă rog. Eu sau s-a electrocutat, nu? Ce spune? Ajutor? Ajutor spune, cred, nu? Bro, actul ilegal. Electrocutează. Mamă, ce spune acolo? Scrieți în comentarii dacă știți rusă. Ia uitați câți tipi sunt acolo. Aha, l-a durut, acum se dă jos, cred. Yo. Mamă, cum a ieșit de acolo. Ia uitați cum plutește. Zaidiți
Mamă, trebuie să-i pune numai decât cătușele din cauza că... Șef. Ha, uitați-mă ce a făcut acolo sus. Trebuie să-i pună cătușe ceva. What? Cum a... Pur și simplu, cum a intrat prin acea gaură, mamă? Deci gaura era foarte mică. Камеру включайте. Мама, ну что, арата-арата форте хоррор. Типа, раз стоит форте инфрикуратур, мама, и на фресле... А кум аж... ok, mama, acum a venit singur să-și pună cătușele. Super, ok, acum nu mai ai șanse să scăpi 100.000, nu mai ai nicio șansă. Man, foarte, foarte horror acest videoclip, în același timp ești foarte trist din cauza că acest tip aici și-a omorât sora în vârstă de 21 de ani cu care locuia în apartament și... Nu știu, a făcut asta, ori era drogat, ori era bolnav psihic, nu știu, scrieți în comentarii dacă știți mai multe informații. Mulți dintre voi cunosc rusa, poate au înțeles ceva mai bine de acolo ce a spus acel tip. Așa că dacă v-a plăcut acest videoclip, apăsați pe butonul de like și nu știu câtă pușcărie va face acest criminal aici, dar eu cred că pe viață 100.000. Așa că noi ne vedem data viitoare cu videoclipuri noi. Pa!